Bun găsit la Field Markets, emisiunea în care, după cum v-ați obișnuit, vorbim despre principalele evoluții din piețele financiare. Astăzi o zi plină cu cifre, prognoze care mai de care mai interesante, pe care, ca de obicei, le vom comenta și exemplifica cu planșe și cu grafice între cele mai atractive. Aceleași gazde pentru dumneavoastră, Cătălin Chivu și Tiberiu Projean. Te salut, Tiberiu! Salut, bine te-am găsit, Cătălin. Tiberiu, despre alegeri nu mai comentăm, am tot făcut-o în ultima perioadă, chiar și ieri am discutat suficient. Aș zice așa că aștept răspunsul la întrebarea pe care o adresam cu mult timp în urmă, și anume dacă vom avea un învingător necontestat și acceptat. Se pare că nu, situația e strânsă, deși Joe Biden a intrat deja pe turnantă cu avans și vom vedea cum se va încheia procesul ăsta, va fi de durată și deocamdată piețele au reacționat, cel puțin activele riscante, extrem de pozitiv. Sunt și explicații pentru asta, dar hai să trecem la cifrele importante și începem cu ultimele venite, cu acele unemployment claims, cererile săptămânale de șomaj. O cifră mai mare decât era de așteptat, 751.000 față de 740, dar o cifră cea mai scăzută din 13 martie, deci un fapt remarcabil, a zice, se menține acea tendință de scădere de care noi tot amintim și, înainte să-ți pasez legătura, să spun că totuși valul ăsta de COVID lasă în continuare îngrijorare și cifrele astea s-ar putea să o ia iar în sus, dar datele esențiale despre piața muncii, vă reamintesc, sunt mâine când se așteaptă un non-farm payrolls de 600.000, mai mic, o cifră mai mică decât cea de data trecută, de 661.000, iar raportul ADP de miercuri a fost mai slab decât se aștepta, dar ați văzut că la dă rateul, deci nu ne putem nu putem face referire la el. Te rog, Tiberiu, hai să comentăm puțin cifrele astea. Da, într-adevăr, cifre mai îmbucurătoare, aș putea spune, din punct de vedere al acestor unemployment claims care vin săptămânal în Statele Unite. Să precizăm că cele care sunt acum pe tabel sunt initial unemployment claims, nu sunt cele continue. O să vorbim și de cele continue. 751 de mii, într-adevăr, cea mai mică cifră din, aș putea spune, toată perioada asta de când a apărut pandemia, de la finalul lunii martie. Totuși, peste așteptările pieței, care erau undeva la 758.000, dacă e să vorbim de cererile continue, care cred eu că astea sunt mai importante, pentru că, de fapt, aici sunt cererile continue reflectă, de fapt, numărul total al șomerilor care, pe o anumită perioadă, primesc ajutor de șomaj în Statele Unite și numărul acestora a scăzut la 7,29 de milioane la finalul săptămânii trecute, undeva aproape de așteptările pieței, care erau în jur de 7,2 milioane. Și astea, la fel, sunt la cel mai scăzut nivel de la începutul pandemiei. Deci, oarecare undă de optimism, aș putea spune. Da, exact. Undă de optimism, dar să vedem cât va ține această tendință descendentă, pentru că ne așteaptă vremuri grele, să spunem. Doar să completez, media acelor inițiale săptămânale a scăzut la 787.000 de la 791, deci nu prea mai scade media ultimelor 4 săptămâni, pentru că deja cifrele sunt apropiate, iar cele continue 8,24 milioane venind de la 907, deci o scădere în continuu, dar totuși, chiar dacă totul e pozitiv, așa luat în tendință, cifrele sunt în continuare mari, nu? Deci perioada nu e suntem departe de un boom economic. Hai să mergem mai departe. Avem, dacă săptămâna asta au fost și cifre privind cifrele finale ale indicatorilor PMI de producție și de servicii, atât în state, în zona euro, în UK, au fost revizuiri pozitive. Nu să stăm acum să le comentăm, dar concluzia e că sectorul manufacturier e mai puțin afectat ca cel al serviciilor și acea revenire în trepte de care vorbim se confirmă și acolo. Totuși, mi se pare foarte interesant, apropo de Uniunea Europeană și zona euro, ultima prognoză, cea de astăzi a Comisiei Europene, prognoză face prognoza de toamnă, știți, prognoza de primăvară și de vară. Iată că acum e o scădere mai mică decât se aștepta, o să le comentăm imediat, a PIB-ului, o inflație de 0,3% în 2020 și ce aș preciza foarte important, că
nu va, a presupus Comisia, atenție, că nu va exista un acord comercial între Uniunea Europeană și Marea Britanie, odată ce, evident, perioada asta de tranziție, care normal când se încheie, la finalul anului, exact. Iar prognozele sunt realizate în condiții de, atenție, incertitudine excepțională. Deci a ținut cont Comisia Europeană de asta. Hai să le comentăm că avem aici foarte multe cifre detaliate, dar mi se par foarte interesante. Hai să ne rezumăm cel puțin deocamdată doar la nivelul produsului intern brut, atât din zona euro cât și din întreaga Uniune Europeană și, după cum se poate vedea foarte bine pe tabel, la finalul anului 2020 în zona euro, prognoza PIB-ului real este de fapt o medie, o scădere de aproape 8%, pe când la nivelul întregii Uniunii Europene este undeva la -7,4%, deci puțin mai jos față de media zonei euro. În comparație cu 2020, anul viitor se pare că, cel puțin la nivelul prognozelor făcute acum în sesiunea de toamnă a Uniunii Europene, arată mult mai bine și iată că avem o creștere de 4,2% a PIB-ului în zona euro și de 4,1% la nivelul întregii Uniunii Europene. Anul viitor, printre fruntași, aș putea să spun, la creștere economică este Franța cu aproape 6%, urmată, să zic, de Belgia cu 4,1%, iată mai e și Letonia cu 4,9%, Austria 4,1% și să amintim și de noi, noi nu suntem în zona euro, suntem puțin mai jos, 3,3%, o creștere destul de importantă, dar pentru o țară care nu este în zona euro, iată Croația are o prognoză de 5,7% la nivelul anului viitor. Cred că asta e mai elocventă a doua planșă, pentru că e puțin mai colorată și se poate vedea foarte clar exact ceea ce am prezentat puțin mai devreme. România cred că se încadrează undeva la a doua culoare, cel portocaliu de jos în sus, cu o creștere mai mare decât 3%. Și iată că, într-adevăr, Franța, chiar și Spania o să aibă creșteri de peste 5-6%. Cred că finalul anului ăsta o să fie definitoriu pentru ele, având în vedere că ambele au prognozate închideri. Exact, exact. Noi suntem acolo la anul cu Germania, dar nu trebuie să ne bucurăm, pentru că nu e măgulitoare comparația la ce economie are Germania, ar fi trebuit să fim măcar dublu. De trei ori mai mult ar trebui. Exact, am zis măcar dublu. Ce concluzii aș trage eu la prognozele Comisiei Europene? Sunt aceleași ca și ale Fondului Monetar Internațional, ca și altor organisme care face astfel de prognoze, nu în sensul cifrelor, deși și astea bat pe undeva, ci în sensul că scăderea economică de anul acesta a fost upgradată, adică este mai mică decât a fost prognozată în primăvară și vară. În schimb, creșterea economică de la anul este mai mică decât a fost prognozată. Deci era un decalaj mare, să zicem minus 5 plus 5, acum e undeva minus 4 plus 4, ca să dau un exemplu așa să înțelegem. Deci cam asta ar fi concluzia. Trebuie să precizăm, scuză-mă, știi că ne-am uitat cu vreo săptămână în urmă sau aproape două săptămâni. China la anul au undeva la creștere de 8%, deci depășește orice, da, clar orice țară din Uniunea Europeană și cred că la nivel mondial e printre primele, da, nu? Nici ei nu sunt în zona euro. Și nici ne, cred că nici nu o să ajungă vreodată, nu? Da. Mergem mai departe și au venit niște cifre la fel de interesante care confirmă toată tendința asta pe care o vedem în ultimele săptămâni. Vânzările cu amănuntul, tot așa în Uniunea Europeană, în zona euro, în România, o să le comentăm, și a spune că au scăzut spre sfârșitul trimestrului 3, foarte interesant, minus 2% e de la lună la lună, da, pe zona euro, anual suntem la plus 2,2%, iar pe Uniunea Europeană minus 1,7%. Dar ce remarcăm pe planșa asta? Achizițiile din toate categoriile au cam scăzut, nu, după creșterea accelerată de data trecută. Ții minte că spuneai și tu, atunci aveam o cifră bună, 4,2% cu plus. De ce? O creștere accentuată a vânzărilor de îmbrăcăminte online în august. Ții minte că am discutat și am specificat aici. Și acum declinul ăsta din septembrie a schimbat și tendința, dar tras în sus tot de în capul scăderilor, se vede foarte clar tot astea de textile, de îmbrăcăminte online. Deci iată, până la urmă a venit toamna și lumea nu mai, ori n-a mai avut bani, ori n-a găsit moda sau ce s-a întâmplat de n-au mai cumpărat îmbrăcăminte online.
Eu cred că, totuși, dacă e să ne uităm la finalul lunii iulie, deci iulie 2020, totalul a fost minus 1,7, da? După care a venit o creștere la finalul lunii august de 4,2 și acum o scădere de minus 2. M-am uitat pe niște comentarii făcute de unii analiști și dădeau, de fapt, creșterea care a fost la finalul lunii august, o creștere practic a vânzărilor de retail, acestora cu amănuntul, este de fapt o cerere amânată a cumpărărilor consumatorilor care Exact. nu s-au manifestat în primul trimestru, de fapt. Practic, Exact. începând cu luna, cu sfârșitul lunii, mă rog, iunie, iulie, când s-au detensionat toate închiderile și lumea a revenit din nou, mă rog, în câmpul muncii și au început să iasă și să consume, de aici a venit boom-ul ăsta, de fapt, foarte mare. Și vedem Exact. 4,2. Acum au început să se corecteze, odată cu intrarea în toamnă și spre finalul celui de-al treilea trimestru, da? Și cu înmulțirea, de fapt, a știrilor negative. Nu? Exact. Totuși, aș mai Noi am trebui. explicat, să spunem că noi am explicat acum o lună când am comentat, am explicat aceste lucruri și se vede foarte, că mi se pare totuși foarte interesant tabelul ăsta și te rog să spui și părerea, dar au revenit puternic și în România vânzările cu amănunt. Da, într-adevăr. Aș mai preciza că vânzările cu amănuntul sunt un indicator destul de volatil, adică indicatorul este foarte mult influențat de sentimentul pieței, sentimentul de consum. Da? Și de multe ori și de sezon pe anumite categorii. Absolut, absolut. Păi, să precizăm că nu, vara nu e ca iarna, nu, și invers întotdeauna. Avem diferite produse pe care le cumpărăm. Spuneai tu de vânzările din România, nu? Vânzările din România care, la fel, au crescut și ele, de fapt, și-au revenit destul de bine în luna septembrie, plus 1,7% față de luna august. Pot să spun, creșterea nu a fost destul de deosebit de spectaculoasă. Și dacă e să ne uităm la așteptările PIB-ului pe Q3, s-ar putea să reflecte oarecum și o creștere a PIB-ului în Q3, pentru că vânzările astea agregate compun, de fapt, și produsul intern brut. Dacă e să ne uităm și la nivelul diferitelor sectoare de activitate, practic descompunând vânzările de retail, se pare că vânzările de carburanți au recuperat cel mai mult. Dar au recuperat gândindu-ne că ele și-au și scăzut cel mai mult. Deci, practic, creșterea a plecat de la o bază foarte joasă. De-aia se vede și pe grafică, aprecierea este spectaculoasă în cazul lor. Totuși, este impresionantă creșterea și performanța produselor nealimentare, da? Care au crescut cu aproape 15% în al treilea trimestru. Exact ceea ce vorbeam mai devreme, produsele nealimentare, practic cele de sezon, care vara au fost amplificate încă o dată și de cererea care a fost amânată la finalul celui de-al doilea trimestru. Și să mai spunem că cifrele de astăzi pot să spun că prezintă o imagine optimistă, da, vis-a-vis de estimarea PIB-ului pe Q3, care, din câte am văzut și m-am uitat și pe site-ul Institutului Național de Statistică, o să fie anunțat săptămâna viitoare, pe 13 noiembrie. Și o să Da, vedem la citire atunci, nu? complet de acord cu tine, e un argument pentru așteptări pozitive la PIB în trimestru 3. Evident că revenirea asta nu este, avansul ăsta nu e spectaculos, 1,7%, dar se vede și pe grafic. După 2 luni de puternică revenire, practic a fost o mică corecție și evident este acea revenire, cum spuneam noi, în trepte, mulți indicatori și iată România se aliniază, dar always surprising, nu, economia României, de ne putem aștepta la orice. Ai văzut că spuneau și invitați de-ai noștri, analiștii văd, sunt mai pesimiști privind România și vedem prognozele atât pe curs, atât pe PIB și asta și întotdeauna apar, zici că sunt scoase dintr-un sac niște cifre, dintr-un plic și tot timpul surprinzătoare. În fine, e o altă discuție aici. Hai să mergem mai departe și să încheiem periplul ăsta prin cifrele venite astăzi, o săptămână plină spre deosebire de ultimele, cu Banca Angliei, care a avut ședința de politică monetară astăzi, iarăși
suntem într-o perioadă nu de ședințe de politică monetară și, evident, a păstrat rata cu, cum se aștepta, 0,10%, dar a luat puțin prin surprindere piețele, spun eu și spun analiștii, pentru că a anunțat o creștere, o extindere mai mare decât anticipată a programului de QE, de acea relaxare cantitativă, va crește stocul de achiziții de obligațiuni cu 150 de miliarde de lire. Practic, așteptările erau să se ajungă la 825 și se ajunge la 875 față de 725 și dacă mai va face achiziții pe tot parcursul anului viitor și dacă mai punem obligațiunile corporative de 20 de miliarde de lire, ajungem la un program activ total de 895 de miliarde de lire. Hai să convenim, să spunem rotund, 900 de miliarde, să ținem minte. Deci, clar că e un program super, super potent, să spunem așa. Da, noi pe grafic am pus, mă rog, pe graficul din dreapta, cel cu coloane, care este luat chiar de pe site-ul Băncii Centrale din Marea Britanie și acolo era doar la nivelul de 875 de miliarde de lire, deci fără cele 20 de care ai mintit tu puțin mai devreme, care totalizau de fapt 895, mă rog, aproape 900 de miliarde de lire. Totuși, dincolo de evoluția asta a programului de cumpărare activelor și a obligațiunilor, cred că mai important pentru bănci ar fi, de fapt, să, și pentru economie, pentru economia UE în general, de fapt nu UE cât a Marii Britanii, este dacă Bank of England va scădea, de fapt, rata dobânzii în teritoriul negativ. Deci dacă acest 0,10, de fapt, o să se transforme în minus 0 și ceva. Și am văzut că în perioada asta, chiar cred că mai este o săptămână și ceva, în care băncile ar trebui să răspundă unui chestionar cu privire la impactul care ar putea să îl aibă asupra lor, asupra activelor băncilor, dacă Banca Centrală din Marea Britanie ar scădea dobânda de referință sub zero. Da? Și cred că în momentul de față se așteaptă răspunsuri de la toate băncile, urmează a fi centralizate, presupun, și cred că pe baza răspunsurilor ăsta o să se tragă și o concluzie dacă o să scadă sau nu sub zero. Oricum, e un aspect foarte important. Sigur că da, și dacă țin minte și cei care ne urmăresc cu siguranță știu, noi am fost aici primii care au anunțat când la ședința trecută Banca Angliei și-a pus problema și membrii Monetary Policy Committee au discutat și au luat un scenariu în față și au discutat, au luat în studiu ce ar însemna pentru economia Marii Britanii, evident și pentru bănci și pentru restul companiilor, o dobândă negativă. Eu zic că discuția rămâne deschisă pentru 2021 și spuneam atunci că Banca Angliei se va adresa și analiștilor, nu maselor lași, dar și populației. Ții minte că fac niște studii să vadă impactul și să află părerea nu numai a băncilor, dar evident contează foarte mult pentru că băncile vor fi cu cumplit afectate, să spunem, nu de o rată negativă. Dacă vorbim despre băncile din Uniunea Europeană, că, mă rog, Marea Britanie deocamdată este, încă nu a ieșit, mă rog, o să se pregătească să iasă. A lăsat ușa deschisă, n-a ieșit, dar da. N-a închis-o încă. Da. Am văzut în toată perioada asta, de când am apucat să ne uităm pe raportările companii, pe raportările băncilor, de fapt, din UE, din zona euro, mă rog, și din, chiar și din Marea Britanie, și am văzut că sunt cele mai subevaluate în raport cu băncile din Statele Unite. Cifrele, rapoartele financiare, evoluția profiturilor se pare că nu e una îmbucurătoare pentru acționari, fiind pe un trend descendent. În continuare, scăderea dobânzilor mai jos decât sunt acum, cred că impactul va fi și mai dificil pentru ele de digerat. Exact, exact. Noroc cu băncile din România, nu reprezentanțele de aici, care mai aduc către băncile mari, către băncile mamă profituri. Să spunem și la băncile din România, chiar astăzi, spre când o să trecem la... Păi da, exact. O să ne uităm și despre rezultatele BRD, care
Nu mai sunt chiar atât de bune cum au fost cele de anul trecut, dar o să ne uităm puțin mai târziu. Anul trecut a fost unul de maxim al creșterii economice, nu de vârf. Nu cred că se aștepta nimeni, mai ales cu pandemia asta și cu ce s-a întâmplat, dar să încheiem cu băncile centrale, să spunem că de seară e comunicatul FOMC, da? Federal Open Market Committee, Fed-ul decide, să vedem, așteptările sunt evident să mențină rata dobânzii, dar să vedem ce va spune Jerome Powell, care de fiecare dată, la fiecare ședință, după modelul Băncii Centrale Europene, de anul acesta are conferință de presă la fiecare ședință și evident foarte urmărită, mai ales că se pun întrebări acolo. Vom fi cu ochii pe asta și vom comenta luni, evident, cele mai importante idei. Avem aici și calendarul Banca Central, Banca Națională a României, cum vorbeam și cu Cristian Popa, nu spun, ne-a confirmat că nu are un calendar, dar va decide și se va reuni ori de câte ori va fi nevoie. Hai să mergem mai departe și tot vorbeai de raportările companiilor. Nu mai facem bănci, că am văzut și evoluția lor în scădere în ultimii ani, dar și profiturile am analizat. Hai să propunem alte companii, dar până atunci, până planșa cu companiile analizate, că tot am vorbit de Banca Angliei, să ne uităm puțin și pe liră dolar, apropo și de Brexit. Un grafic foarte interesant, un grafic daily, dar strâns așa, ca să vedem ce s-a întâmplat de la referendumul din iunie 2016, nu? Când a venit scăderea aia de la 1,5 și la un moment dat a ajuns pe la 1,2 până octombrie aici, după care a fost o revenire puternică, dar la 1,43 s-a oprit, a făcut aici mai multe topuri și după aia a mers într-o evoluție descendentă, a testat iar 1,2, iarăși a confirmat aici 1,35. Aceste niveluri de suport și rezistență, zone mai ales, pentru că prețul forfetează la un moment dat și e greu să stabilești un nivel la câțiva pipși, cu excepția nebuniei pe care am simțit-o toți în piețe din martie, când a fost o apreciere extraordinar de puternică a dolarului, s-a ajuns aici la 1,14, a revenit repede și, ce interesant, în ultima perioadă, numai că a trecut peste linia asta de rezistență, dar iată, s-a format un canal foarte frumos. Doar aici a ieșit o străpungere falsă din canal, dar care n-a făcut decât să confirme nivelul de 1,35. Odată confirmat suportul la 1,27, se joacă cotația în jurul la 1,30 și eu tind să cred că așa vom merge spre finalul anului, doar ceva excepțional venit din partea unui acord cu Uniunea Europeană sau altceva să scoată cotația de aici până la sfârșitul anului. E clar că totuși o nouă testare a rezistenței la 1,35 poate duce la străpungerea ei la un moment dat, pe când o revenire sub 1,27 e un semnal bearish, mai ales sub 1,25, e clar, dar nu cred că se va ajunge prea curând acolo. Asta da, apropo de lira dolar. Te rog. Da, eu te-aș întreba aici vis-a-vis de analiza graficului, pentru că ambele monede, atât lira cât și dolarul, sunt acum, nu neapărat din punct de vedere grafic într-o situație sau într-un punct de inflexiune, cât din punct de vedere fundamental, aș putea spune, pentru că, unul, Statele Unite încă nu știu cine va ieși președinte, mă rog, într-o proporție de poate de peste 90% se știe oarecum, dar încă n-a fost anunțat, și Marea Britanie, spuneai mai devreme, ar putea să iasă din Uniunea Europeană fără acord. Dacă va ieși fără acord, ar putea să se deprecieze lira? Asta este întrebarea. Da, cred că e deja luat în calcul aspectul ăsta, pentru că deja în momentul ăsta, dacă s-ar întâmpla mâine, ar ieși fără acord. Deci deja investitorii știu și au luat în calcul. Revenirea din ultima perioadă este și pe fondul deprecierii dolarului american, care suferă în zilele acestea și să vedem în funcție de ce se va întâmpla. Eu spun că dacă Banca Angliei decide, contrar poate așteptărilor, la ședința următoare să treacă la dobânzi negative, va fi un semnal negativ pentru liră. Dar până atunci, în rest, deocamdată tendința e de consolidare în zona asta și ușor ascendentă. Contează, cred că, mai mult în perioada asta dolarul. Toate știrile negative despre liră sunt incluse în preț. Întreba cineva de lockdown, de asta. Astea au fost anunțate acum, dar se știau mai de mult și lumea a luat în calcul tot. Exact. Deci numai știri pozitive ar putea veni la un moment dat pentru liră. Cele negative sunt luate deja în calcul. Da. Bun, hai să mergem mai departe. Am zis că ne uităm și pe
rapoartele financiare ale companiilor și pentru astăzi am pregătit patru companii, două din Europa, una din Marea Britanie și Suedia și una din Japonia, respectiv Mitsubishi. Am să ne uităm peste două companii din Europa, mai exact două din Germania, ambele componente ale indicelui DAX, Vonovia și cu BMW. Cealaltă, mă rog, Mitsubishi din Japonia și AstraZeneca din un joint venture, de fapt, între Marea Britanie și Suedia, gigantul din domeniul farmaceutic. Hai să da, și să precizăm scurt că toate companiile astea le spunem țara de origine, nu? Că până la urmă ele sunt multinaționale, multe și sunt tranzacționate pe mai multe piețe. În lumea de astăzi nu prea mai contează, dar totuși țara de origine e de semnalat, nu? Și de punctat. Da, într-adevăr. Hai să începem cu Vonovia, care, din punctul meu de vedere, uitându-mă sau la o primă vedere așa, cred că e una dintre cele mai bune și cu o evoluție foarte bună raportat la celelalte trei care sunt pe planșă. Vonovia, pentru cine nu știe, este o companie imobiliară privată, mă rog, una dintre cele mai mari din Europa, din Germania și din Europa, care ce face? Construiește imobile și le pune, de fapt, unități de cazare, da? Și le pune la dispoziția celor care vor să le închirieze și să le închirieze și să locuiască în ele. Practic, pentru că știm, în vest, în Germania, mă rog, Austria, raportul este invers, nu e ca la noi, unde 90% dintre cetățeni suntem proprietari, la ei e cam invers, sunt chiriași și plătesc o chirie în imobilul în care stau, dar ei stau cu zecile de ani în același imobil. Este ca și cum ar fi al lor. Tocmai de aia, compania asta a mers foarte bine, chiar și în al treilea trimestru din 2020, practic fără să fie influențată aproape deloc de pandemia asta. Să precizăm că are 415.000 de unități rezidențiale în toate orașele din Germania, Suedia și Austria și administrează în jur de 73.000 de apartamente, portofoliul total al companiei fiind undeva în jur la 56 de miliarde de euro. Și mai mult de atât, compania este o țintă, aș putea spune, a fondurilor de investiții BlackRock și Fidelity, au aproape 10% și, dacă nu mă înșel, chiar și fondurile de tip REIT. Cred că ai auzit exact de ele. REIT-urile sunt acele Real Estate Investment Trust care investesc în acești dezvoltatori imobiliari, cum s-ar spune. Cum să ne auzim de ele, că noi aici le-am și promovat, ții minte, am avut și invitați care vorbeau despre fondurile lor, de exemplu. Exact. Din punct de vedere al evoluției, plus 23% de la începutul anului, un PER absolut normal, aș putea spune, de 12, venituri în creștere față de aceeași perioadă anului trecut, cu aproape 9%. Și un profit de 273 de milioane de euro, deci o companie solidă, aș putea spune, și care încă o dată nu a fost influențată, am văzut și rezultatele din primele 9 luni, nu a părut a fi influențată de, cel puțin la nivelul veniturilor și profitabilității de pandemia COVID-19. Hai să ne uităm și pe grafic. Păi înseamnă că, după ce spui tu, graficul n-ar putea arăta decât într-un singur fel, la cât ai lăudat. Exact, crește, da. Păi atunci te las pe tine să comentezi graficul, că eu sincer n-am prea făcut așa o analiză cât de cât detaliată, am punctat doar ce era mai interesant și spune-mi părerea ta despre un asemenea grafic. Evident, pe ultimii 6 ani de când e listată, dar contează mai puțin. Să specificăm că s-a prăbușit cotația inevitabil cu ce s-a întâmplat în piețe în februarie-martie, dar după aia iată unde e. Deci am scris aici ceva, buy and hold, în sensul că e acea strategie, nu, pe care o adoptă mulți investitori. E de cumpărat și de ținut, exact. E de cumpărat și de cam ținut. Așa a fost aici, da, cam așa a fost aici, o tendință foarte clară, ascendentă și un trend foarte sănătos. Adică după că creșteri puternice veneau corecții. Creșteri mai mici, corecții mai mici și tot așa. Până la urmă, linia asta trebuie urmărită și cine a achiziționat aici în decursul anilor și a marcat profituri mai sus, e foarte mulțumit. Este și în DAX, este și în Eurostoxx 50, inclusă compania. Am văzut că este și în niște indice MSCI,
Deci e o companie care asupra căreia ar trebui să ne uităm mai de zic eu, sau mă rog, cine e interesat ar trebui să se uite Și mai de. rezultatele bune și faptul că, iată, sunt bani care intră pe ea, o arată și inversarea tendinței aici. Practic ieșise din canal, dar n-a mai a fost o corecție, practic s-a dus iarăși în sus, deci foarte interesant graficul și de văzut. Spuneai de BMW, hai să ne uităm puțin pe grafic și te rog să comentăm puțin. Eu doar atâta spun astăzi, sunt discret cu graficele, spun doar că în 2015 cotația era 123,30 de euro, da? Și acum este undeva la 64 după ce a ajuns la 35, 36 să spunem rotund. Dacă ții minte, ieri sau alaltă, nu mai știu când, ieri am analizat graficul Ford Motor, da? Ieri, și da. E o asemănare extraordinară, doar că aici era anul 2014, nu 2015. În restul, aceeași tendință, același V aici neîmplinit, neacoperit total și iarăși la limita unei linii de rezistență. Exact ca Ford copie la Indigo și am spus că doar dacă trece de aici peste linia asta, deci în cazul ăsta peste 68 de euro, sunt șanse de apreciere. Dar arată parcă un pic mai bine la Ford, sincer nu eram optimist deloc. Ce aș mai preciza doar și te las, un Fibo pe scăderea din ultima perioadă, un Fibo retracement, se vede foarte clar că reușise să treacă peste 61,8, să schimbe această tendință, dar a revenit la loc, se părea că se duce în jos, iar e deasupra. Totul se joacă aici la 61,8, mare atenție, vom fi cu ochii pe acțiune pentru că va fi interesant, dar sectorul văd că merge cam la fel și atunci clar că vor fi evoluții asemănătoare. Sectorul merge, exact cum ai spus și tu, aproape la fel cu cel din Statele Unite, pentru că vorbim de un producător producător clasic de automobile, da? Deși trebuie să recunoaștem că BMW a făcut pași destul de importanți în segmentul automobilelor electrice și există chiar, cred că cea mai cunoscută variantă a lor, acel BMW i3 mic, care este deja de câțiva ani pe piață și am văzut că este chiar foarte vândut și foarte apreciat de către consumatori. Ți-ai luat? Ți l-ai luat? Sau? Nu mi l-am luat. O să-l iau în calcul. Aș putea spune că rezultatele din al treilea trimestru nu reflectă neapărat evoluția grafică de acum, deși, mă rog, e un alt aspect ăsta. Creștere solidă a volumului de vânzări în al treilea trimestru pentru BMW. Practic, compania a recuperat foarte bine din efectele perturbatoare care au fost înregistrate în al doilea trimestru. În unele piețe, livrările au fost în creștere semnificative față de aceeași perioadă anului trecut. Să menționăm că livrările către clienți până la finalul lunii septembrie au crescut puternic, da, conform raportului companiei, până la 675.592 de unități față de 621.000 cât a fost la finalul anului 2019, deci plus 8,6%. BMW-ul a livrat după primele 9 luni 1,63 de milioane de autovehicule, în scădere totuși față de primele 9 luni din 2019 când a fost 1,87 milioane de autovehicule. În continuare, China este cea mai mare, care este cea mai mare piață din regiunea Asiei, i-a ajutat destul de mult în ceea ce privește vânzările, recuperând foarte bine. Practic au crescut în Asia cu 31% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Au livrat acolo 230.000 de unități față de 176.000 cât au fost la finalul trimestrului 3 din 2019. Deci automobilele de lux precum Mercedes-ul pe care ne-am uitat acum o săptămână, cred că. Câteva zile în urmă, da, merg foarte bine în China și recuperează de acolo practic o mare parte din pierdere care a avut-o în alte părți ale globului. Dar de ce ai spus că nu reflectă? Că în ultima perioadă, asta e multianual, dar în ultima perioadă, iată, e o tendință ascendentă până da. La urmă și da, deci reflectă și aici. Doar la nivel multianual aș putea spune că nu reflectă. Da. Bun. Aici altă. Hai să mergem mai departe. Vorbim de producători auto, de Mitsubishi. Ce ne poți spune despre Mitsubishi? Stai puțin. Înainte să zic eu de Mitsubishi, zi-mi ce ai vrut tu să faci cu graficul ăsta, că nu prea îl înțeleg. Adică, păi de ce? Ai scris bine pe el, nu? Sau ce? De ce? Ce am scris? Păi ce am scris? Nu înțeleg nimic. Buy and hold. Buy and hold.
Buy and hold invers sau cum? Păi e invers, că e în oglindă, trebuie să stai de partea aia altă. Uite, buy and hold, e în sus. E exact în oglindă, e invers, decât de-aia am și scris invers, pentru că se vede foarte clar. De la 4.440 de yen, da? Acum mulți ani, să zicem 18 ani, pentru o perioadă cu un U aici, o volatilitate extraordinară. Cine cumpăra aici se trezea peste un an cu jumătate din banii pierduți, după aia o revenire și iată ce se întâmplă. Deci e un buy and hold pe invers. Te las tot pe tine să comentezi, n-am ce să comentez la acest grafic, se vede foarte clar. A, că e un moment bun, că e foarte ieftin, da, e, dai 2 lei pe ea. Chiar merită să dai 2 lei decât să dai 20, 200 sau 2000, da? Acum să vedem când va crește și dacă va crește și de ce va crește. Da, Că într-adevăr. nu uităm că în 2012 era 2200 la jumătate de aici, dar totuși și de acolo s-a prăbușit. Deci suntem la 195 de ien, deci e fără discuție. Rezultate slabe, chiar proaste, aș putea spune, pentru Mitsubishi Motors. Deci noi acum analizăm, atenție, Mitsubishi Motors Corporation, pentru că sub umbrela Mitsubishi există mai Vreo 10 multe companii, sectoare de cred că sunt. activitate. Da, Da. Heavy Industries și așa mai departe. Mitsubishi, practic, e un conglomerat industrial care face foarte multe produse. Deci Mitsubishi Motors, că despre ei vorbim acum, a raportat o pierdere din exploatare de 29 de miliarde de ieni. Atenție, înainte să-l transformăm în dolar, care înseamnă aproape 280 de milioane de dolari la finalul lunii septembrie, comparativ cu un profit de 6,3 miliarde de ieni, cât a fost în anul precedent. Producătorul SUV-ului Outlander, cred că l-ai văzut și pe stradă, mie unul îmi place foarte mult cum arată SUV-ul ăsta Outlander, a anunțat că își va reduce forța de vânzări, forța de muncă și capacitatea de producție și va închide anumite reprezentanțe neprofitabile pentru a-și putea reduce costurile. Chiar CEO-ul companiei a spus că planul nostru va fi de restructurare în următorii 2 ani pentru a putea recupera o parte din pierderile care au fost acumulate până acum. Deci, din punctul ăsta de vedere, se pare că nu avem informații încurajatoare din partea companiei. Mitsubishi este cel de-al șaselea sau este al șaselea cel mai mare producător de automobile din Japonia, da? Care, să mai precizăm, că și-a redus obiectivul de vânzări până la finalul anului ăsta fiscal cu 21.000 de autovehicule până la 824.000 de unități. Ca să facem o comparație, deci Mitsubishi a spus că o să vândă undeva la 824.000 de unități și spuneam puțin mai devreme de BMW, care a vândut în primele 6 luni 1,6 milioane. Deci comparația este de la simplu la dublu și dacă vorbeam de BMW, vorbeam doar de primele 9 luni, spre deosebire de Mitsubishi, care și-au făcut calculul pe 12 luni. Deci Cu atât mai sunt mare e. destul de, da, afectați. Se pare că va opri producția modelului Mitsubishi Pajero, emblema, practic, companiei, anul viitor și va închide fabrica din Japonia. Deci, informații destul de negative, aș putea spune, pentru Mitsubishi. Păi, investitorii au penalizat deocamdată compania și nu mai are sens să comentăm acum. Hai să mergem mai departe, că trece timpul. AstraZeneca, despre care avem și o veste, nu astăzi, că e pe final de și poate să oferă o surpriză plăcută, apropo de vaccinul acela pe care dezvoltă grupul acesta britanic-suedez cu Universitatea Oxford, nu? Da, într-adevăr, colaborează cu Universitatea din Oxford pentru un vaccin împotriva COVID-19. Chiar mă uitam pe raportul companiei și CEO-ul Pascal Soriot a declarat că, practic, AstraZeneca a avansat în colaborarea cu Universitatea Oxford și a reiterat planurile pentru continuarea studiilor și s-ar putea ca undeva la finalul anului ăsta să avem, finalul ăsta, începutul anului viitor, să avem o primă variantă a vaccinului care s-ar putea sau s-ar putea să nu fie promovată mai departe. Depinde de, mă rog, depinde de mai multe lucruri. Nu știu care ar fi primul dintre ele care ar trebui să fie luat în calcul. Din punct de vedere al rezultatelor financiare, Astra a declarat că la finalul celui de-al treilea trimestru
Câștigurile au crescut cu 55%, atenție, determinate de creșterea vânzărilor de tratamente. Producătorul anglo-suedez a declarat joi că profitul operațional a crescut la 1,17 miliarde de dolari, de la 757 milioane de dolari, cât era în aceeași perioadă a anului trecut. Deci o creștere importantă pentru AstraZeneca, chiar și evoluția de la începutul anului până acum, iată, plus 11%. Deci este de bine, aș putea spune, pentru da, companie. Din punct de vedere al evoluției, să știi că spike-urile astea pe care le vedem aici sunt toate datorate acelor știri și acelor zvonuri. Chiar și aici, cred că o mare influență are, în afară de faptul că e un semnal bullish aici, de ce? Cotația s-a oprit în acest suport după ce n-a reușit mult timp să treacă de rezistența asta, era și o linie de trend aici, a trecut și peste ea și a trecut și peste media mobilă de 200, una foarte importantă, mai ales pe time frame-uri mai mari, deși aici suntem pe un time frame daily. Contează și iată, practic, suportul ăsta plus două rezistențe străpunse au făcut ca cotația se ducă repede în sus. Este vorba și de rezultate, dar uite-te, și aici e vorba și aceste știri, și aici e volatilitate mare pe aceste companii, pe acest sector. Am analizat foarte multe și e un pattern care se repete, evident, investitorii când aud tot felul de vești, dar am discutat noi ieri și ne spunea Alexandru Ilian că nu trebuie să ne grăbim cu vaccinurile alea și până la anul și chiar în jumătatea anului să nu ne facem iluzii. Da? Deci atâta, doar dacă trece de zona asta de 86,5-88,5 lire aici, reușește, avem o săgeată aici, reușește, poate să se ducă mai sus. În rest, simplu, grafice simple astea, să vedem evoluții de ansamblu și să ne gândim când analizăm un grafic și o companie și cam unde suntem într-un anumit ciclu. Contează foarte mult asta. Să nu cumpărăm totuși în maxime și să nu vindem în minime. Dacă evităm lucrul ăsta și după aia avem o strategie oricare ar fi, eu zic că e bine. Da, păi să menționăm că exact asta facem noi în mare, plecând de la analiza fundamentală a fiecărei companii, da, uitându-ne pe rapoartele financiare, venituri, profituri, îndatorări și așa mai departe, care ne spun dacă compania este sau nu atractivă, iar analiza tehnică să ne dea acel indiciu de când intrăm la cumpărare sau la vânzare, nu? Când ieșim, exact, practic, exact. Propunem să ieșim din companie. Bun, hai să mergem mai departe, că ne apropiem de... Ne apropiem de final rapid, dar un minut, poate o să discutăm luni, știm, discutam noi din emisiune, înainte de emisiune, doar să repetăm un minut, bursa din Shanghai a suspendat IPO-ul companiei Fintech Ant Group, da? Era planificat astăzi, s-a spus că din cauza incapacității grupului de a îndeplini condițiile stabilite de autoritățile de reglementare și Ant, care e nu cu fondator Jack Ma, da? A decis să oprească și listarea la Hong Kong. Poate discutăm luni în detaliu, explicăm ceva. Se părea că e cel mai mare IPO din istorie, nu vorbeam noi. 34,5 miliarde de dolari, da, dar să știi că, într-adevăr, cum ai spus tu, există niște probleme, să zic așa, din punct de vedere al reglementărilor, dar colac peste pupăză, acum am văzut chiar că și Uniunea Europeană își propune să reglementeze mai mult giganții ăștia din tehnologie și primii vizați ar fi Google și Facebook. Păi, care cum se va sfârși. De-aia o duce Irlanda așa, bine, știm foarte bine, parcă 30 de miliarde era recordul stabilit de Aramco, nu? Sau ceva de genul ăsta, nu știu, îl bătea asta. Da, cam așa. Poate nu. Hai să vedem cum evoluează bursa de la București, verde și ea ca majoritatea burselor de afară, e un spectacol, a fost spectacol la seară pe Wall Street, a fost o creștere însemnată puternică și pe de o parte avem explicații tehnice, să spunem așa, legate de alegeri, în sensul că să vedem cu Senatul acolo cum va fi, nu va fi Joe Biden, poate de capul lui, să spunem așa, apropo de programele pe care le-a anunțat, dar să nu uităm că sunt și marcări de profituri, foarte mulți au intrat short. Ori mișcarea de ieri i-a prins pe picior greșit și atunci short covering-ul, ca să se acopere contra pierderilor, evident că declanșează ordine de buy, practic se închid cu buy-ul și amplifică mișcarea, dar sunt foarte mulți bani în piață, am tot spus și băncile centrale o tot spun și
asigură lichiditate extremă și banii ăștia trebuie să se ducă undeva, nu? Unde se duc până la urmă? Că am văzut că la consumatori încă nu prea ajung toți, că nu avem semne de inflație. Bun, e o altă discuție. Deci verde pe piețe, cred că stabilim, cred că depășim maximele istorice pe Wall Street în curând. Hai să vedem cum merge la București. Verde și la BVB, plus 0,9 aproape pentru indicele BET, 0,86 pentru BET Plus și aproape 1% pentru BTNG. Dintre companii, iată Alro, aproape 3% creștere, o companie care, mă rog, pe care noi am analizat-o și o să ne mai uităm în continuare pe ea atent și poate reușim până la urmă să și aducem pe cineva în emisiune, nu, de la Arlo. Cred că ar fi foarte interesant. Ce depinde de noi, facem tot posibilul, știi foarte bine. De-abia aștept să comentăm, să analizăm graficul Alro, că mi-aduc aminte ce am spus acum ceva timp și se pare că se confirmă. Da, Creșteri și la nivelul companiilor din indicele BET, iată, toate se tranzacționează pe plus. BRD plus 1,3, Digi 1,5, Purcari 2,4, Teraplast 1,16, Romgaz 1,5 aproape, doar Sfera are o scădere marginală, 0,4%. Din punct de vedere al volumelor tranzacționate, astăzi puțin mai slab decât ieri, în jur de 6 milioane de euro până la ora asta, s-ar putea să închidă puțin mai sus, dar, mă rog, este a patra zi a săptămânii, să vedem și mâine cum o să evolueze bursa. Hai să ne uităm pe cea mai importantă raportare financiară care a avut loc astăzi și practic BRD-ul deschide sezonul pentru băncile care sunt listate, nu, la BVB. Și vorbim despre raportările la cel de-al treilea trimestru pentru BRD. După cum se poate vedea foarte bine și pe planșa care am proiectat-o acum, la nivelul grupului, pentru că banca dă rezultate atât din punct de vedere al grupului, cât și la nivelul băncii individual. După primele 9 luni, venitul net bancar al grupului BRD a fost de 2,3 miliarde de lei, mai mic cu 5,7% față de aceeași perioadă anului trecut, scăderea fiind determinată în principal de contracția veniturilor din comisioane. Profitul net a fost de 738 de milioane, în scădere cu 40% aproape față de aceeași perioadă anului trecut, influențat în principal de o cheltuială cu provizioanele față de un plus, cum a fost anul trecut, adică o eliberare netă de provizioane. Bineînțeles, asta reflectând și situația înrăutățită a mediului economic. Să mai spunem că banca are o rată a creditelor neperformante, acele NPL-uri, de 3,4% la finalul lunii septembrie și un grad de acoperire a provizioanelor de 76%. Deci, din punctul ăsta de vedere, că spuneai tu puțin mai devreme cum evoluează băncile din Europa și că subsidiarele lor din Europa de Est contribuie foarte mult. Într-adevăr, contribuie mult. La finalul anului trecut a contribuit și mai mult. Se vede foarte bine, la 30 septembrie 2019, 1,2 miliarde la nivelul grupului profit, da, față de doar 738, cât este acum la 30 septembrie 2020. Dar nu cred că e un motiv neapărat de îngrijorare pentru BRD, pentru că e o bancă solidă, nu? Sigur, apropozitiv, ca să zic așa. Da. Hai să ne uităm și pe evoluția grafică, deși ne-am uitat zilele trecute, dar ne-am uitat zilele trecute în preambul, spuneam că ne aflăm într-o zonă foarte importantă de suport și e posibil să avem o mișcare acolo dacă suportul ține. Țineți minte foarte clar, la începutul săptămânii spuneam că aici la 11.50 e o zonă de suport, e practic nivelul de suport și este practic linia aceasta de trend dublată de alta mai jos. Aici avem două linii, practic o zonă și mișcarea asta descendentă începuse aici la tripla rezistență. S-a văzut clar că linia asta și media mobilă de 100 constituie o rezistență destul de puternică. Iată, cotația a revenit, da? Și e un grafic weekly ca să exemplific ce creștere avem săptămâna asta. Suntem iarăși aproape de rezistența asta aici la 12.50 și o trecere peste ea va face ca prețul să fie chiar sub zona de care vorbeam mai devreme. Deci în momentul în care trece de linia asta de medie și de zona asta, practic se află, respiră aer curat aici la peste 13, sunt șanse de apreciere în continuare. Dacă nu, o consolidare aici e binevenită, dar
e de preferat, spun eu, să se facă cât mai departe de zona asta, pentru că liniile astea sunt în creștere și zona de suport va crește ca nivel și ca cotație. Și atunci o trecere sub ea să nu fie interpretată de investitor ca semnal bearish și atunci să se vândă sub 11.50. Deci mare atenție la zona asta. Dacă mai avem un minut, două, aș mai propune un grafic sau chiar două, fără legătură cu rezultatele, adică nu avem încă rezultate, dar două companii am văzut, vorbeam și cu tine, până diverse tabele, diverse topuri, așa, în funcție de indicatori. N-am mai analizat de mult impact. De ce? Pentru că e la un nivel foarte important aici, de ce îl propun astăzi, la 1,4 lei. Deci la 1,4 lei aici e un suport și mă uit că s-a format o linie de trend. Dacă prețul va reuși să treacă peste 1,45, se mențină sus, se confirmă linia asta și sunt perspective bune. Evident, prima țintă ar fi 1,54-1,60. Dacă nu, e posibil ca prețul să corecteze și atunci primul suport 1,30, dar vine această linie puternică. Am zis totuși atenție mare la SMA 100, pentru că în trecut, pe acest grafic weekly, contează enorm de mult. Se vede foarte clar că a fost ba rezistență, ba suport, se vede foarte bine aici și o trecere sub ea ar fi un semnal negativ. Și mai am o companie pe care o propun și așteptăm, nu știu dacă a dat rezultate, ce mă acum, nu cred, n-a dat, nu, urmează să dea. Urmează să dea. E o zonă aici, un pătrat, am spus, o zonă importantă, prețul se apropie de ea. Faptul că a trecut peste linia de rezistență e pozitiv, a dat cu capul în zona asta puternică de rezistență, dar consolidează ușor în scădere. Este și suport aici la 0,3050 și este un suport foarte mare aici la 27,028, dar vine linia asta de trend sub care n-a trecut și atunci aici va fi o zonă interesantă dacă prețul ajunge aici. Zonă interesantă în sensul că s-ar putea să fie suport și să pornească o mișcare ascendentă. Dacă nu, mare atenție să nu treacă sub ea. Deci suntem cu ochii și pe niște grafice, lichiditate foarte mică, asta e o analiză așa scurtă și ținem cont de lichiditate, da? Lichiditatea e foarte mică, s-ar putea să avem spike-uri. Da? Asta e altă discuție, eterna discuție de la bursa locală. Pe 16 noembrie raportează CEMACON și o să vedem atunci care a fost evoluția după primele 9 luni și din al treilea trimestru. Perfect. Suntem cu ochii pe rezultate și evident vom relua săptămâna viitoare, nu luni, cu noi subiecte interesante, noi analize, noi invitați. E plin sezon de raportări la trimestrul 3 la București. Celelalte ușor au trecut de vârful de raportări, să spunem. La noi încă n-a venit. Exact. Săptămâna viitoare, în jur de 13, 14, 15, 16, atunci se înghesuie practic aproape toate companiile cu raportările financiare. Perfect, asigur, o să le analizăm cât mai multe dintre ele, să le acoperim. Cât mai multe, evident. Vă mulțumim mult pentru atenție. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, să-l dați like, share și să ne urmăriți începând de luni la aceeași oră cu acelea subiecte interesante din piețele financiare. Un sfârșit de săptămână liniștit vă urez. Mâine date din Piața Muncii din Statele Unite și poate aflăm mai multe despre alegeri și rezultatele lor. La revedere! La revedere!